Astăzi este sâmbătă 9 martie 2013 și mă aflu în localitatea Lerești, din județul Argeș, la sediul Columbodromului Internațional Cascadorul. Stau de vorbă cu unul dintre reprezentanții de marcă ai acestui columbodrom. Este vorba despre domnul inginer Dănuț Pietrăreanu. Bună ziua, domnul Alexandru! Vă salut, domnul Dănuț! Bine v-am găsit! Printre porumbești și astăzi, nu? Sigur că da! Mulțumesc că ați avut plăcerea să veniți la noi la Columbodrom și în extra sezon, să spunem așa, dar extra sezon puțin spus, pentru că suntem la începutul sezonului, să zic așa. Ar trebui ca în zilele următoare să debutăm. Tocmai de aceea noi ne-am pregătit și aș vrea să spun că... Să-mi spuneți câteva cuvinte despre modificările. Am înțeles că sunt și modificări cantitative și calitative, da? La Columbodrom. Da, da. Sunt și modificări cantitative și calitative datorită rezultatelor obținute anul trecut și nu-i numai opinia noastră. Patronii au decis să extindă Columbodromul cu aproximativ încă 600 de locuri, deci am ajuns la o capacitate de circa 2000 de locuri. Practic, peste această locație s-a mai construit încă una. Deci aici ne aflăm la parter, exact? La parter, exact. Încă 4 compartimente și un compartiment de carantină. Fiecare compartiment are circa 150 de locuri, cel puțin. Noi am zis ca porumbeii să stea lejer acolo. Da, foarte bine. Și astăzi băieții au terminat dezinfecția, dezinsecția și suntem pregătiți să primim noi oaspeți. Știu că ați primit și telefoane, mai multe telefoane. Da, am primit mai multe telefoane și de la Sibiu și de la Pitești și câțiva băieți din Târgoviște și au anunțat dorința de a veni cu pui la Columbodrom și suntem pregătiți să-i așteptăm. Precum vedeți și dumneavoastră, locațiile sunt gata. Așa cum am spus mai înainte, aici ne aflăm la parter. Avem un număr de 10 compartimente pe acest culoar, fiecare pregătită să... Și în capăt încă 2 compartimente și apoi vom merge la locația de sus ca să vizitați și pe aceea. Perioada de aducere a porumbeilor, domnul Dănuț? Perioada de aducere a porumbeilor este începând de acum până în data de 30 mai. Am înțeles că pe 31 mai o să fac un inventar al porumbeilor. Da, pe 31 mai o să facem un inventar al porumbeilor. Să vedem ce este lipsă, ca toți participanții să poată să înlocuiască porumbeii fără niciun cost suplimentar. Premiile sunt... Vor fi la fel de consistente ca și cele de anul trecut? La fel de consistente ca cele de anul trecut și sperăm ca toată lumea să fie mulțumită. Exact. Ediția din anul 2012, prima ediție de fapt, a fost una foarte reușită. Personal mulțumim, am participat. Mulțumim frumos. Mi-a plăcut mult. Nu este numai opinia dumneavoastră. Am citit pe internet că și opinia altor mari crescători și sperăm ca anul acesta să avem mult mai mulți competitori. Tocmai de aceea ne-am și pregătit. Exact. Vă felicit sincer pentru modificările mulțumim pe care le-ați făcut. Și vă invit și eu să facem un tur al Columbodromului ca să vadă și potențialii columbofili care doresc să aducă ceea ce am adus nou. Exact. Vă mulțumesc mult, domnul Dănuț. Cu plăcere. Toate cele bune.